زبان من شرف آمد. Bună dragilor, bine ați venit sau ați revenit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți pasionați, fanatici sau la început de drum, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificări de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Abonarea și întregul meu conținut de pe acest canal de YouTube este și va rămâne total gratuită. Ați insistat, hai că am început bine cu, bun, ați insistat, mi-ați scris pe Instagram, pe TikTok și nu în ultimul rând pe grupul meu de Facebook și despre parfumuri Freak Family, m-ați întrebat care e treaba cu Vintage Radio de la Latafa. Voi știți, mi-am luat și un pic de hate din cauza asta, dar, din capul locului, pentru a nu știu câta oară. Treaba cu parfumurile este ceva total subiectiv. Eu nu resimt într-un parfum tot ceea ce resimțiți voi, așa cum nici voi nu resimțiți într-un parfum tot ceea ce resimt eu. Da? Fiecare le percepe diferit, fiecare are alte scenarii și filme cu ele, pentru că, slavă Domnului, suntem diferiți. Că altfel n-ar mai fi existat genul acesta de conținut, dacă toți simțeam același lucru, dacă veneai, a, păi ce ne vorbești tu acolo, că deja știm. Ok. Voi știți că eu mult timp am cam executat casa Latafa. Și acum sunt într-o continuă relație de tipul love-hate. Vintage Radio, Vintage Radio este cu love, însă, bine, voi face un videoclip separat, am și o parte cu hate, în sensul că se pare că, de ce nu, Latafa a revenit la vechea sa problemuță și anume de a ne vinde același suc în două game, două linii diferite, două ambalaje total diferite, dar dublu la preț, ca să fie bine, să nu fie rău. Bun, după un intro total aiurea de 3 minute, să vorbim despre Vintage Radio. În primul și în primul rând, prima variantă de Vintage Radio pe care eu mi-am achiziționat-o, apropo, absolut toate, da, toate produsele ce, cam și uleiuri, de-aia spun, bine, toate parfumurile despre care vă voi vorbi sunt strict din bănuții mei și, ca de obicei, veți avea link în bara de descrieri pentru fiecare parfum, pentru contul meu de Insta, contul meu de TikTok și grupul meu de Facebook Freak Family. Întâi și întâi de toate, mi-am achiziționat Vintage Radio în varianta de 20 de mililitri, care, da, la prima vedere este același ambalaj ca în varianta mare. Acesta a fost achiziționat în același moment cu Affection Love, varianta lor pentru Kayaliyan Pistachio Gelato, și l-am achiziționat de pe site-ul celor de la 12 note. La momentul respectiv a fost 29,99 lei pentru 20 de mililitri. Acum am înțeles că este undeva la 35 de lei pentru 20 de mililitri. Cutiuța vine așa și înăuntru toate sticluțele sunt standard. Au același format. Așa arată sticluța și sta să-mi bag nasul că, aoleu, bun, acesta este un videoclip din acela cu reacții șocante și din abundență cu vai de viața mea și de sufletul meu și vai de viața mea și de zilele mele, pentru că sunt total îndrăgostită de acest parfum. A fost, cred,
că cea mai plăcută surpriză din tot ceea ce am de la Latafa. Haideți să vă spun întâi și întâi de toate notele, pe repede înainte, după aceea trecem și la prezentarea variantei de 100 de mililitri. Ei spun că este un parfum unisex, note de vârf, lavandă, salvie și bergamotă, în mijloc prună, palo santo și piper negru, iar în bază lemn de santal și amberwood. Bun. Acum, varianta de 100 de mililitri vine în această cutie. Acesta l-am achiziționat de pe Vivantis. În momentul în care am văzut promoția, v-am și pus pe grupul meu de Facebook, Freak Family, că știți că acolo da, împărtășim promoții și absolut orice. Și a fost 100 de mililitri, 134 de lei, maxim 139 de lei, da? Deci maxim 139 de lei, mă repet, de pe Vivantis, da? Cel mai bun preț. Momentan am văzut că nu mai este pe stoc acolo, însă cred că va reveni și oricum când va reveni, să știți de la mine, mai iau o sticluță. Înăuntru avem o altă cutie, da? E genul acela de ambalaj matrioșcă, cum îi spun eu, cutie în cutie, ce se deschide așa, da? Precum brichetele acelea și îl avem pe dânsul. Și mai avem aici, ce mai avem? Mai avem o cărticică cu celelalte parfumuri din gamă. Da, aveți absolut toată gama Pride, a doua gamă Pride. Și pe undeva pe la mijloc, da, la mijloc spune Coming Soon. Ah, și vă arată altele. Da, acestea ar urma să se lanseze. Revenind la sticluță, nu știu cât vă place vouă, însă mie personal îmi place. Are treaba asta cu Vintage Radio ușor 3D, da? Albă, masivă și nu știu, e genul acela de material care, da, se pătează foarte repede, se murdărește foarte repede, dar are textura aceea de gumă de șters. Dacă sună aiurea, asta e, dar eu altfel nu am cum să vi-l descriu. Bun. Din nou, vai de viața mea și de zilele mele cu parfumul acesta. Da, îl consider un parfum total, total unisex. Nu pot spune că îl pot asocia cu altceva din ceea ce am sau altceva din ceea ce am testat până la ora actuală. Am văzut la Nib, la Sea Chronicles, în general la toți youtuberii din afară ce îi urmăresc eu cu pasiune, da? Ei spun că acest, bine, și alți youtuberi, spun că acest Vintage Radio este de fapt varianta Latafa pentru Paragon de la Inisio. Disclaimer, habar n-am cum miroase Paragon. Nu l-am testat, așadar, acest videoclip este strict cu și despre Vintage Radio de la Latafa. Și haideți să-l pulverizăm, partea care îmi place mie cel mai mult, și să mă transform eu treptat, treptat. Da, da, da. În primul și în primul rând de toate, ce m-a surprins la acest parfum nemacerat, că da, am observat acum în online că e treaba asta cu ce e aia macerare, că nu există așa ceva, macerarea se face în fabrică. Nu se face numai în fabrică, da? Maturarea parfumului, oxidarea parfumului, macerarea sau cum vreți voi să o numiți, nu se face strict în fabrică. Dar, ok. Acest parfum, fără să se așeze, fără să se matureze, fără să se macereze, a fost o bestie. O bestie din start, da? Din start e genul de aromă ce umple o încăpere atunci când ai un puf, iar ca longevitate nemacerat a fost, țineți-vă bine, undeva la 9 ore, 9 ore, da? 9 ore. 9 ore pe piele, iar siajul s-a resimțit, deci lumea din jurul meu,
fără exagerare, timp de 3 ore jumate, m-a întrebat cu ce te-ai dat. Da? 3 ore jumate. Acum, ca aromă, se deschide cu cea mai prună suculentă, între ghilimele, da? Cea mai suculentă prună întâlnită vreodată. Cea mai dulce, zemoasă, pur și simplu ai senzația aceea de apă în gură. Ei spuneau că mai au în deschidere o salvie, bergamotă, nu resimt bergamota sub nicio formă, iar salvia o resimt ca o fină, fină atingere verde, ca să spun așa. Lavanda nu este ceva de speriat, însă, din nou, dacă vreți să-l testați, mergeți pe varianta de 20 de mililitri. 20 de mililitri, 35 de lei, e mai mult decât acceptabil, credeți-mă pe mine. Oricum, eu și când voi termina varianta aceasta, chiar dacă am sticla mare, m-am gândit să mai îmi comand una, pentru că e perfectă pentru poșetă, pentru... Bine, eu sunt mai cu ghiozdan. Este perfectă pentru a lua această aromă cu tine, da? Și dacă pleci undeva două zile, un weekend sau ceva de genul, ți-ai pus sticluța asta și nu ai treabă, nu mai e nevoie de niciun parfum. Bun. Este și ceva lemn de santal aici, dar este lemnul acela de santal cremos și... Undeva în fundal, undeva foarte în spate, este o atingere de fum. Treaba asta cu atingerea de fum, de exemplu, mami nu resimte atingerea de fum din acest parfum, soțul meu nu resimte atingerea de fum. Din nou, ajungem la aceeași treabă, parfumurile sunt un subiect subiectiv. Da? Eu personal, însă, resimt o atingere de fum undeva în fundal, în acest parfum. Nu mă deranjează sub nicio formă, da, sub nici cea mai mică formă. Și acum am uitat la variantele de layering și am uitat să aduc un parfum când am spus de fum. O secundă. Bun, am revenit, am adus parfumul, deci avem 11 variante de layering, nu 10. Revenind la Vintage Radio, este genul acela de parfum dens, lemnos, aromat, cremos, miroase extrem de scump, dar extrem de scump pentru 134, hai să rotunjim, da, 135 de lei cât am dat eu pe el. Miroase miroase a bani mulți, da, miroase, este genul de aromă pe lux și pe opulență. Da, îl percep în continuare ca fiind un parfum total unisex. Și e o treabă în acest parfum în sensul că pe măsură ce se dezvoltă lemnul de santal, dacă în primă fază îl percepeam ca precum ceva cremos, da? Acum am senzația că îi lasă un fin iz pudrat, da? Din lemnul acela de santal cremos se transformă într-un lemn de santal pudrat. Lavanda în continuare începe să se domolească, dar chiar și la primul spray, da, la sprayul inițial, nu este genul acela de lavandă, cum să spun eu, nu știu cu ce să compar, nu e genul acela de lavandă in your face, da? De exemplu, nu mergeți către lavanda din Libre, de la ISL. Nu. Este lavanda aceea în limitele legii, cum îi spun eu. Genul de parfum aromat, fructat, lemnos, fin afumat. Dacă există categoria asta, dacă nu, din nou am inventat-o eu. Da, asta este Vintage Radio. În opinia mea, ar fi o aromă ce o poți purta în orice sezon. Disclaimer, nu uitați de faptul că eu sunt în zona parfumurilor mai puternice. Așadar, din nou, din punctul meu de vedere, este genul de parfum all season.
Însă, pentru alte persoane s-ar putea să fie un pic cam mult pe timpul verii. Pentru mine clar nu, inclusiv cu tot la pachet cu tenta aceea fină afumată, da? Chiar și așa l-aș purta. Și când spun tenta aceea fină afumată, din nou revin la faptul că mami l-a testat la purtat, nu simte acea tentă, soțul meu l-a testat la purtat, nu simte acea tentă, singura din familie pe care o simte eu sunt, da? E genul acela de aromă ce te face să te simți special, genul de aromă care cu siguranță atunci când o vei purta nimeni nu va mirosi ca tine, genul de aromă din nou, mă repet, beast mode, da? Beast mode pe longevitate, beast mode pe proiecție, beast mode pe absolut tot ce vreți voi. Plus că nu înțeleg ce anume, nu înțeleg ce combinație sau ce acord din acest parfum, mie îmi dă o stare de bine. Știu că poate suna iurea, da? Îmi dă o stare de bine, e ceva ce mă bine dispune, ceva ce mă relaxează, dar mă și face să zâmbesc totodată. Nu știu, genul acela de parfum, da? Parfum de râs și de voie bună, da? Este intoxicant, hipnotizant, narcotic, da? Știți că la mine narcotic înseamnă că vrei mereu să le resimți, nu te saturi, creează dependență și așa mai departe. Și uscarea finală, din nou, este un mix mai atipic, da? Nu-l pot încadra în zona parfumurilor floral-fructate, nu-l pot încadra în zona parfumurilor fructat-gurman de zemoase, dar acest parfum are câte puțin din fiecare zonă, da? Iar uscarea finală este ceva cremos-fructat, rășinos-afumat, dacă are sens. Și da, cu siguranță, din nou vă spun, îl poate purta cu succes și un domn, da? Am cunoscuți care poartă acest parfum. Pe partea cealaltă, dacă sunteți genul de persoane care purtați un parfum nu neapărat strict pentru starea dumneavoastră, ci și pentru a fi remarcați și pentru a primi complimente, Vintage Radio este magnet de complimente, dar magnet de complimente. Eu în continuare sunt absolut șocată de ce a făcut la TAF aici, da? Adică la câte gafe și la câte fail-uri mi-am luat eu în decursul timpului cu la TAFA, Vintage Radio este bombă, da? Bombă. Și acum, partea cea mai interesantă, dacă l-aveți deja și totuși vreți să-l și combinați sau vreți să-l stratificați, vreți să faceți layering sau vreți să-l faceți altfel și altfel de fiecare dată, eu sunt aici. Mi-am făcut notițele și vă propun prima variantă, și anume cu un parfum de la Hadlaj, colecția Maison du Maître sau Maison Maître, și anume L'Or Noir. L'Or Noir vine în această sticluță identică precum restul sticluțelor din colecție, și anume Florud, Création du Rêve și Epoch Artistic. Da, toate patru arată la fel, numele diferă. Bun. L'Or Noir este prin definiție un parfum, ei îl listează ca fiind un parfum unisex. Însă, pentru multe dintre doamne, s-ar putea să fie genul acela de unisex dark, unisex înclinat pe partea masculină. Mie personal îmi place foarte mult acest parfum. Foarte, foarte mult. Într-adevăr, nu este la fel de versatil, adică nu l-aș vedea purtat pe caniculă, nu l-aș vedea purtat primăvara târziu, ci de la începutul toamnei până la începutul primăverii, da? Dar e genul acela de parfum dark, opulent, misterios. În momentul de față, după macerare, habar n-am ce note are, oricum la fiecare o să vă las aici, însă
Simt o piele ușor afumată acum, după macerare. Și dacă eu resimt o piele ușor afumată, m-am legat de partea afumată foarte, foarte fină din Vintage Radio. Și în momentul în care le combinați, dacă sunteți domn și Vintage Radio vi se pare, nu știu, datorită părții acelea fructate, datorită prunei acelea delicioase, suculente, de vis, vi se pare că înclină pe partea feminină, dacă îl combinați cu L'Or Noir de la Hadlaj, apropo Dubai Collection Roche 25 pentru 5% discount, obțineți o aromă clar de vreme rece, clar ceva select, cum spun eu, ceva, nu știu. Totuși, nu aș purta combinația aceasta zi de zi, da? Dacă merg la Lidl să combin aceste două parfumuri. În afara faptului că ambele sunt bombe atomice la capitolul performanță, atunci când le combinați, obțineți genul acela de aromă de nișă, ca să mă exprim așa, ceva ce mai degrabă ați putea purta, eu știu, la un eveniment, la o gală, la ceva de genul, da? O aromă ce ar necesita un dress code ceva mai elegant sau genul acela de apariție misterioasă, apariție ușor dark, indiferent că sunteți doamnă sau domn, da? Indiferent. Din nou, pentru doamne s-ar putea să fie mult prea mult această combinație, însă eu tot ceea ce, toate combinațiile pe care vi le aduc dumneavoastră în atenție sunt combinații care eu personal, ca femeie, ca doamnă, ca ce vreți voi, ca individă de sex feminin, le port cu mare drag. Deci prima combinație de layering cu L'Or Noir, dându-i această, cum să zic eu, îi dă o bază și mai solidă, îi adaugă o tușă de mister, îi dă o tentă dark lui Vintage Radio, baza aceasta. Următoarea combinație, care din nou s-ar putea să fie mult prea mult pentru alte persoane, vine cu Noir d'Arabie. Da, știu, momentan nu este pe stoc la Dubai Collection, însă săptămâna aceasta, acum când eu filmez acest videoclip, este marți, vedem dacă îl încarc tot astăzi. Până la sfârșitul săptămânii vor apărea și noutățile de la Paris Corner și se vor reface și stocurile, inclusiv pentru acest minunat Noir d'Arabie, parfum inspirat din Montal Arabian Stonka. Un parfum superb, de sine stătător, genul acela de parfum cu zahăr, cu ud, dar udul acela dulce, da? Și nu într-o cantitate foarte, foarte mare, nu e ceva bombă, nu nimic animalic, nu nimic de genul, da? Aceste două minuni combinate, Doamne Dumnezeule, nu vi le recomand decât dacă sunteți, din nou, domn sau doamnă, pentru că ambele parfumuri sunt unisex, iar combinația, logic, este tot unisex, dar e genul acela de aromă one man show, da? Ai apărut tu, porți combinația asta, mai pe românește s-a terminat, da? Știți, sunt anumite, adică nu știu dacă vi se întâmplă, mie una personal, mai mereu mi s-a întâmplat să merg la o nuntă sau la o cumetrie, cum zic eu, între ghilimele, și întotdeauna acolo, la petrecerea sau la evenimentul acela, este cineva care eclipsează pe toată lumea din jur cu parfumul care îl poartă, da? Ei bine, combinația acestor două parfumuri, asta înseamnă, da? Noir d'Arabie, pentru că tot îmi vine să, da, încurc numele. Noir d'Arabie îi conferă lui Vintage Radio o idee de pur și simplu zahăr ars, presărat, pe tot ceea ce înseamnă Vintage Radio, da? Dacă nu sunteți în zona parfumurilor opulente, dacă nu sunteți în zona parfumurilor dulci
Și dacă sunteți persoane mai timide, nu purtați această combinație. Dacă sunteți inversul a tot ceea ce am spus, combinațiile, genul acela de aromă, din nou, magnet de complimente, atrage priviri, atrage complimente, să fiți pregătiți că toată lumea o să vă spună, miroșa ceva ce îmi pare cunoscut, dar mai e și ceva care nu-mi dau seama ce e, da? Da? Cam asta aud eu când port această combinație. Și din nou, de fapt, cam la toate combinațiile trebuie să aveți grijă cu numărul de pufuri, de spray-uri, da? Toate, de fapt, și Lord Noir combina cu Vintage Radio și Noir d'Arabie combina cu Vintage Radio și toate cele ce vor urma, toate sunt bombe. Bombe, bombe. Aveți mare grijă. Acum, vorbim despre o combinație dintre Vintage Radio și un ulei. Ulei ce vine de la Casa Nassim și se numește Laika, habar n-am. Dar el vine în această sticluță care nu este halul acesta de auriu gypsy, cum îi spun eu, nu mă ajută camera. Nu e chiar atât, parcă acum, da? De la distanță, parcă redă auriul său. Are aici aceste detalii foarte, foarte frumoase, da? Și acesta este uleiul parfumat. Cu aplicatorul bețișor din sticlă. Și Laika, eu o să-i spun Laika, Laika, hai să-i spunem Laika. Laika, ca aromă de sine stătătoare, este ceva foarte vesel, nimic Middle Eastern, chiar dacă este vorba de un atar, ulei parfumat, cum vreți voi să-i spuneți, absolut nu are nici cel mai mic iz Middle Eastern. E genul acela de fructat, ce îți lasă senzația de apă în gură, zemos, dulce, suculent, delicios. Nebunie va fi cu acest ulei începând din primăvară, terminând cu sfârșitul verii, da? Are ceva fin de tot. Bine, resimt ceva ananas, căpșuni, habar n-am din nou ce conține, eu vă spun ce resimt. Dar are ceva ce mă duce cu gândul la Harim al Sultan Gold. Are izul acela. Și dacă combinăm Laika cu Vintage Radio, pur și simplu nu știu de ce, cu toate că acest ulei nu conține nota de prună, da? Pruna aceea zemoasă, suculentă, pur și simplu combinația din cele două îl face pe Vintage Radio să încline mult mai mult către latura feminină, îl face mult mai gurmand, îi sporește nota aceea de senzația aceea, mai bine spus, acordul acela care pur și simplu îți lasă senzația de apă în gură. Da? Uleiul acesta, fix treaba asta face cu Vintage Radio. Îi sporește acestuia pruna, nota de prună. Dar, în ce sens? Îi adaugă pe lângă prună, ca și cum ai un platou, stați că tot încerc să vă zugrăvesc, da? Ai un platou cu prunele tăiate felii, dar vii și cu un fel de salată de fructe, da? Și nu mergeți către zona erba pura, știți că eu nu pot cu erba pura. Nu, erba pura nu. Dar, combinația dintre aceste două parfumuri, lasă o aromă veselă, girly, jucăușă, din nou, absolut nimic Middle Eastern. Nu v-am spus nici la Vintage Radio, îmi cer mii de scuze. Factorul Middle Eastern este zero. Nu are absolut nimic Middle Eastern în el. Așadar, combinația dintre aceste două parfumuri, fac o gafă, nu fac,
Asta vă lasă, da? Vă lasă aroma aceea girly, jucăușă, feminină, veselă. Și dacă vi se pare că Vintage Radio este mult prea mult pentru primăvară-vară, combinându-l cu La Eca de la Nassim, este fix ceea ce trebuie. Da? Îl puteți purta cu cea mai mare lejeritate și pe timpul verii și pe, și pe perioada mai caldă a anului. Următoarea combinație vine tot cu un ulei, că de ce nu, de aceea, din această cauză m-am și prezentat în tricou în fața dumneavoastră ca să pot să, da, fac toate combinațiile. Și acest ulei se numește Zainab, tot de la Nassim. Nu știu cum sunteți voi, însă mie îmi plac sticluțele acestea, da, da. Îmi plac sticluțele, puteți să spuneți că sunt gypsy, puteți să spuneți, nu, mie îmi plac. Deci mie îmi plac, pentru mine da, sunt sticluțe bijuterie. Și acest Zainab, ia să vedem, Zainab are o sticlă atât de grea, atât, dar atât de grea, genul acela de sticlă de jumătate de kil, da? Cam așa e în mână. Zainab este și el fructat, însă îmi pare o idee nu mai matur, că nu vreau să vă fac să mergeți cu gândul către zona vintage. O idee mai serios, da, față de La Eca. Însă, din nou, ca aromă de sine stătătoare, e genul de aromă total unisex. La Eca, din punctul meu de vedere, ca aromă de sine stătătoare, este o aromă total feminină. Însă, dacă combinăm acest Zainab cu Vintage Radio, Doamne, deci astăzi din nou nu o să mai fiu în stare să miros absolut nimic și eu o să miros ciorbă, da? Cu toate combinațiile pe mine. Bun. Zainab nu-i mai conferă acel touch fructat, zemos, delicios, suculent, ci îi întărește oarecum, îi scoate în evidență lui Vintage Radio partea aceea lemnoasă. Lemnul de santal, piperul negru, oricum, în Vintage Radio ca aromă de sine stătătoare eu nu-l resimt. Și ce-i taie, pentru că Zainab combinat cu Vintage Radio, mie una cel puțin, pe mine nu mă mai lasă să simt izul acela slab afumat în fundal. Din nou, o combinație, dacă și voi aveți radio, nu radio vintage, Vintage Radio, și la fel ca mine, aveți senzația că vă lasă un iz de fum undeva în fundal, și vi se pare mult prea mult pentru vremea de acum sau nu este pe placul dumneavoastră, dacă aveți Zainab de la Nassim și faceți layering cu cele două, pur și simplu izul acela de fum dispare complet, însă se accentuează, iese mult mai mult în evidență izul acela lemnos, da? Dacă La Eca combinat cu Vintage Radio făcea o aromă ce merge mai mult către latura feminină, Zainab combinat cu Vintage Radio este acea aromă fix pe linia de mijloc, da? Fix unisex. Nu înclină nici către latura feminină, nici către latura masculină, însă v-am spus ceea ce face. Pur și simplu taie din Vintage Radio izul acela fiind afumat, da? Și acum, din nou, voi avea nevoie de încă o bucățică de piele, pentru că următoarea combinație vine tot de la Nassim și vorbim aici despre Sadat. Sadat. Nu știm ce Sadat, dar Sadat. Da? Vedeți că am abuzat un pic de el. Sadat este acel parfum pe bază de apă, cum spun ei, foarte moscat, fin, săpunos, fructat,
Fin, delicios, dar foarte, foarte fin. Și o chestie, în uscarea completă, în uscarea finală, pe mine mă duce undeva în zona moscat, fin, pudrat, săpunos, da? Și voi știți că eu nu iubesc parfumurile săpunoase, însă s-a dat, e altceva, clar e altceva. Și abia aștept să vină căldura, pentru că s-a dat, fiind acel parfum pe bază de apă, îl pot aplica, vorba aceea, din cap până în picioare, da? Direct pe piele. Este o bază excelentă de layering. Ce rezultă din relația s-a dat și Vintage Radio de la Latafa? Rezultă o aromă foarte, foarte, nu vreau să spun neapărat fresh, că nu vreau să mergeți în zona parfumurilor albastre, cum se spune, însă îmi lasă senzația de o aromă în continuare, total, total unisex. Combinația aceasta poate fi purtată cu succes și de către o doamnă și de către un domn, însă s-a dat de la Nassim, îi conferă lui Vintage Radio un val de prospețime. Da, sună a reclamă, sună a ce vreți voi, dar pur și simplu ăsta este cuvântul pe care eu mi-l găsesc. Face din Vintage Radio acea aromă estivală, oarecum, mult mai aerat, nu mai este atât de profund Vintage Radio. Din nou, izul acela slab de fum nu-l mai pot resimți și treaba aceea cu pruna zemoasă și suculentă, dacă combin s-a dat cu Vintage Radio, nu-ți mai lasă senzația aceea fiind gurmandă. Nu. Pur și simplu este o prună ce vine la pachet cu un val de prospețime. Mai mult dată nu pot. Da? Mai mult dată nu pot. Pur și simplu e ca și cum iei o gură puternică de aer. Nu știu cum să spun. Este fructat, fin fructat, dar foarte, foarte moscul din s-a dat. Țin eu. Tind eu să cred. Da? Moscul din s-a dat îl face pe Vintage Radio, v-am spus, să fie mult mai ușor de purtat pe timp mai cald și de ce nu, dacă vi se pare că Vintage Radio este mult prea mult ca aromă de zi, dacă aveți s-a dat de la Nassim, combinațiile și veți obține ceva mult mai ușor, da? Iar pentru seară puteți purta Vintage Radio ca aromă de sine stătătoare. Acum, următoarea combinație este una nebună. Oricum, multe dintre combinații vă ar putea părea exagerate, însă dacă aveți mostre sau dacă aveți produsele, încercați să combinați. Sau de altfel puteți lua varianta aceasta mică. Din nou, nu am nicio treabă cu site-ul 12 note. Nu vreau să înțelegeți că din cauza aceasta vă încurajez să luați varianta mică, însă voi știți că eu tot timpul vă spun luați mostre. Cu mostră din Vintage Radio de la Latafa nu există nicăieri. Cea mai accesibilă și cea mai ok variantă este aceasta de 20 de mililitri. Și spun 12 note pentru că eu de acolo l-am luat, da? Deci nu am nicio afiliere, nu am absolut nimic. Următoarea combinație, revenind, este una, nu știu, eu am o problemă între ghilimele, da? Cred că dezvolt o obsesie cu un ADN și anume ADN-ul de Gris Charnel de la BDK. Am mai multe parfumuri inspirate, o să vorbim separat într-un alt videoclip despre treaba aceasta, însă la un moment dat, nu mai știu când, acum o lună, acum două luni, am achiziționat de la Dubai Collection și Francisque. Și da, am achiziționat, este cu banii mei. Francisque 63,55. Din păcate, eu nu mai am ambalajul acestui parfum.
a ajuns pe mâinile juniorului meu și ambalajul acestui parfum Francis 63.55, e ca un post de radio pentru mine, și ambalajul lui Francis 100, nu știu cât, da, varianta lor, inspirația Fragrance World pentru Rouge Smoking de la BDK. Și nu mai am ambalajul, era ceva de vis, da? Foarte, foarte fain ambalajul. Trecând de ambalaj, revenind la Francis 63.55, Doamne Dumnezeule, deci Doamne Dumnezeule, vom vorbi separat într-un alt videoclip cât de mult se aseamănă sau care este cea mai asemănătoare variantă pentru BDK de la Gris Charnel, însă, ca aromă de sine stătătoare, 63.55, Francis 63.55, este acel ceai latte cremos, fin condimentat cu cardamom, oarecum fin pudrat. Nu știu, dacă voi nu îl resimțiți așa, eu personal așa resimt această aromă. Este un parfum total, dar total unisex. Este genul acela de aromă ce poate fi încadrată cu ușurință în categoria parfumuri semnătură. Eu una personal aș face pur și simplu baie în tot ceea ce înseamnă ADN-ul de Gris Charnel. Da? Îmi place enorm, enorm de mult. Și dacă combin obsesia mea, adică ADN-ul de Gris Charnel, cu Vintage Radio de la Latafa, eu acum mă chinui să țin ambele sticle. Hai că am reușit. Să țin ambele sticle în mână. Doamne! Doamne! Primești în continuare acea prună suculentă, ai în continuare acea parte lemnoasă, ai în continuare acel iz foarte, foarte slab afumat, da, mă tot leg pentru că eu îl simt, dar, lemnul de santal din Vintage Radio se combină atât de mult și atât de bine și atât de frumos cu Francis 63.55, încât îți oferă, această combinație îți oferă o aromă de, este ca și cum ar fi un flanker de Vintage Radio, însă flankerul acela, un Vintage Radio mult mai cremos, mult mai senzual, fiind de tot pudrat, dar când eu spun mult mai cremos, mult mai senzual și fiind de tot pudrat, nu vreau să înțelegeți că această combinație rezultă o aromă ce înclină în latura feminină. Nu! Această variantă de layering este din nou o variantă total unisex. Pentru că Francis 63.55, vedeți, este destul de mult consumat, l-am consumat și eu și soțul meu, pentru că eu în general tot ceea ce testez sau tot ceea ce port sacrific și pe soțul meu, în sensul că el, sărăcuțul, fie că vrea, fie că nu vrea, trebuie să stea să-l parfumez eu și din oră în oră trebuie să stea să văd eu ce resimt și cum resimt și cum se dezvoltă pe pielea lui. De ce? Ca să pot veni aici în fața voastră și să vă spun și cum stă treaba pe pielea unui bărbat, da? Să nu vorbim din cărți sau din filme, vorbim pe fapte concrete. Și Francis 63.55 ca parfum de sine stătător este totalmente, literalmente unisex, iar combinația dintre cele două, la fel, tot un parfum unisex. Pentru domnii care au Vintage Radio și li se pare că pruna aceea suculentă, foarte faină în opinia mea, din deschidere, face ca aroma să încline către latura feminină, încercați să combinați cu acest parfum de la Fragrance World, apropo, Dubai Collection Roche 25, și lăsați-mi în secțiunea comentarii rezultatul. Da, cel puțin când poartă soțul meu această combinație, este senzualitatea întruchipată, da, pe un bărbat. Următoarea combinație,
Dar, cu scuzele de rigoare, trebuie să dreg un pic microfonul. Și nasul, că ce e aici, nu vreți să știți. Bun. Următoarea combinație este o variantă de layering ce înclină foarte mult, ce duce foarte mult Vintage Radio pe zona feminină. Parfumul a revenit pe stocul celor de la Dubai Collection. Eu v-am anunțat și pe Instagram și pe YouTube, dacă nu mă înșel, și peste tot, da? Este de la Fragrance World, inspirat din MFK Gentle Fluidity Gold sau da, Gentle Fluidity Gold și se numește Barakat Gentle Gold. Da. Și da, da, vedeți bine. Deci vedeți bine. Da? L-am băut cu drag și spor. Și cât de curând va intra o nouă sticluță în viața mea, pentru că acest parfum de sine stătător pentru mine este cel mai cel parfum de cucoană, da? Este o vanilie atât de pudrată, atât de elegantă, atât de, nu știu cum să spun, este întruchiparea luxului pentru mine această aromă, da? Poate face parte cu succes din categoria parfumuri semnătură, dar pentru mine reprezintă baza de layering. Da? Pentru tot ceea ce înseamnă la mine layering, parfumul cu o vanilie pudrată, o vanilie elegantă, o vanilie scumpă, da? Când vreau să adaug acordul acesta unui parfum, cu siguranță întind mâna spre Barakat Gentle Gold. Da, pentru mine asta înseamnă Barakat Gentle Gold. Urmează un videoclip în care vom vorbi mai multe despre el și dacă le combin pe cele două, ai acel ADN de Vintage Radio cu o vanilie, cu o extra pudră, da? Pur și simplu faci din Vintage Radio cel mai feminin parfum, cea mai feminină aromă, ceva din nou, ce nu întâlnești la orice colț de stradă, cum spun eu, o aromă ce o poți purta în orice sezon, în orice sezon, eu personal aș purta varianta aceasta de layering, dar cu siguranță este genul acela de variantă de layering ce înclină foarte, foarte mult Vintage Radio către zona feminină. Foarte, foarte mult. Dacă vi se pare că treaba aceea, acordul lemnos din Vintage Radio, nu, stăteam acum să mă gândesc cam ce poate să vi se pară că ar înclina în zona masculină. Dar în afară de acordul lemnos și izul fiind de tot afumat din fundal, nu este absolut nimic care să vă ducă cu gândul că această aromă este masculină. Dar dacă aveți Vintage Radio și vi se pare că înclină oarecum masculin, dacă îl combinați cu Barakat Gentle Gold, automat se taie din nou izul acela fin afumat, deci nu se mai resimte sub nicio formă. Partea lemnoasă este ușor diminuată și partea lemnoasă se diminuează, izul afumat se taie cu totul și este adăugat în locul lor cea mai pudrată și elegantă vanilie, cea mai sofisticată vanilie, da? Pur și simplu cea mai sofisticată vanilie. Din nou, este o aromă, o combinație de zile mari, cum spun eu. Am vorbit pe repede înainte, minutul 50, am zis că-l fac scurt și mai am încă 3 variante de layering. Nu, încă 4. Bun, următoarea variantă de layering este cu un parfum foarte, foarte iubit de voi. V-am și anunțat că a revenit pe stocul celor de la Dubai Collection și anume Mojo. Da,
Mojo îl știe toată lumea, nu mai are rost să mai vorbesc despre el, nu mai am ce să adaug, am vorbit și eu în câteva videoclipuri despre el, dar... Da. Mojo este acel parfum, în opinia mea, all season, din nou, da, pentru mine Mojo nu este mult prea mult nici vara. Oricum știți, vă repet, mie îmi plac parfumurile cu coloană vertebrală, da, care au ceva de spus. Eu nu mă sfiesc să port Mojo nici măcar vara pe căldură. Este vesel, este fructat caramelicios și foarte, foarte versatil. Și am dat pe lângă. Atunci când combin Mojo cu Vintage Radio de la Latafa, din nou, Doamne, obții o aromă, rezultatul acestei combinații îți oferă o aromă foarte, foarte feminină, dar foarte feminin 100%, da? Feminin 100%, fin gurmand, da? Fructatul caramelicios care este de sine stătător Mojo se împletește extrem, extrem de bine cu pruna aceea zemoasă, suculentă din Vintage Radio. Pentru că da, eu în acel puțin pruna aceea zemoasă, suculentă, delicioasă o simt din deschidere până aproape, aproape de dry down-ul final. 3 sferturi din timp eu resimt pruna aceea. Și da, dacă le combin pe aceste două parfumuri, obții pur și simplu acea aromă, cum spun eu, de parc de distracții. Da? Feminitate întruchipată, veselie, tinerețe, fericire sau cum se spune la mine în Colentina, caterincă și tot ce e mai frumos pe lumea aceasta. Da? Fructe, din nou, dulci, caramelicioase, dar de data aceasta... O idee mai solide, da, pe o bază de o bază de ceva lemnos cremos, da? Foarte vesel, fin gurmand și din nou, o aromă personal aș purta o oricând, oriunde, da, și oricât. Mii de scuze, dar v-am zis, vorbesc mult și aia e, se mai întâmplă. Bun. Chiar am obosit. Următorul parfum, următoarea combinație. Ați mai văzut parfumul acesta și oricum l-ați văzut cam în toate variantele de layering, pentru că eu atunci când vreau să dau acea atingere de caramel cremos, dulce, da? Ca și cum cum să spun eu, am un parfum și vreau să îi pun un topping de caramel, apelez la Boom du Brasil de la Jean Arthé. Da, eu personal nu mi-aduc aminte, cred că o singură dată, da, o singură dată de când am acest parfum, l-am purtat ca parfum de sine stătător, însă la mine din nou, nu știu cum să vă zic eu, eu am parfumurile mele care îmi place să le port ca parfumuri de sine stătătoare, însă am și câteva alte parfumuri ce pentru mine înseamnă baza layeringului, da? Atunci când vreau să adaug un extra caramel, este acesta. Bine, mai sunt și excepții, cum este Baracat Gentle Gold, că mă întorc la el. Acesta l-ador ca aromă de sine stătătoare, însă este extrem de bun în layering. Baracat Gentle Gold e genul de aromă ce îl poți combina cu absolut orice de pe lumea asta. Dar absolut orice de pe lumea asta. De aceea el, sărăcuțul, este atât de abuzat. Bun. Revenind la Boom du Brasil. Boom du Brasil de la Jean Arthé. O să pun întâi Vintage Radio. Pentru că Vintage Radio este un parfum mult mai performant. Da? Și Boom du Brasil am adăugat 2 pufuri. Doamne, ce e aici! Doamne, ce e aici! Dacă vi se pare că Vintage Radio poate fi ușor, nu știu,
puteți suporta ADN-ul acestui parfum ca parfum de sine stătător, nu-mi veneau cuvintele, și pe vreme mai caldă, însă parcă i-ar mai trebui ceva. Pur și simplu, nebunia asta de parfum, care e 35 de lei, dacă nu mă înșel, da, de la Notino, nebunia aceasta de parfum conferă oricărui alt parfum cu care se combină acel caramel estival, da? Nu știu de ce mă duce cu gândul la un caramel de vară, dar știu, nu există caramel de vară și caramel de iarnă, însă eu decât așa pot descrie ceea ce resimt eu în acest parfum. Dacă combinați aceste două parfumuri, obțineți o aromă ușor tropicală, mult mai gurmandă, pruna aceea zemoasă, suculentă, se îmbină din nou de minune cu caramelul. Dar de minune. Nu m-aș fi gândit vreodată, de fapt nici nu știu dacă am vreun parfum sau dacă am testat vreun parfum în care să fie alăturate aceste două note, prune și caramel. Chiar nu știu. Chiar nu știu. Dar e o combinație de zile mari, se simte în continuare treaba aceea lemnoasă, se simte în continuare ceva aromatic, da? Ori treaba cu salvia și lavanda, dar este genul de variantă de layering strict pentru doamne și este una din variantele de layering care eu personal, din nou, le-aș purta all season, că ce să vezi, nu mă feresc, nu mi-e frică de bau-bau. O variantă de layering extrem de faină. Din nou, caramelul de aici se îmbină excelent cu fumul, nota aceea de fum, atingerea aceea de fum din fundalul lui Vintage Radio. Și pentru că am purtat la un moment dat varianta aceasta de layering, bine, voi mă vedeți pe mine acum, paranteză, și pe Instagram și pe TikTok și pe grupul meu de Facebook la Sote de, da, Scent of the Day, parfumul zilei, că vin acolo cu un parfum. E drept, dimineața când mă trezesc, duș, primul lucru, parfum. Dar după amiază mai urmează un duș și de obicei după amiaza și seara, cum ar veni, eu mă joc cu parfumurile, da? Tot combin, tot testez ca să pot avea o idee, ca să am cât de cât habar de ceea ce mi iese pe gură aici în fața voastră. Și știu, nu dădeați cu pietre, știu că momentan nu este pe stoc, însă urmează să revină. Vorbim despre un ulei de la Oud d'Arabie London. Și acum, ca să fiu răuță cu tine, Alexandra, că știu că mă vezi, Alexandra mea, moderatoarea mea de pe grupul meu Freak Family, da? Țin să precizez anumite chestii, socoteli. Să știi că am și backup la el, da? Și vorbim despre Mango Delicios de la Oud d'Arabie. Și da, am backup pentru el. Pentru că, hai de viața mea, este cel mai mango suculent, cel mai mango delicios. Nu ai cum cu uleiul ăsta. Deci nu ai cum cu el. Este inspirat din acest parfum, dar habar n-am cum este acel parfum, eu știu cum este Mango Delicios și până la sfârșitul săptămânii, deci din nou astăzi e marți, undeva pe vineri, va apărea pe Dubai Collection și parfumul de la Emir Paris Corner, inspirat tot din această aromă. Dacă iubiți nota de mango, dar mangoul acela care este foarte natural redat, foarte bine lucrat. E o chestie la mango, am întâlnit nota de mango în multe parfumuri, în multe combinații și din nefericire nu era cea mai fericită notă, da? Era extrem, extrem de sintetică. Ei bine, aici în Oud d'Arabie Mango Delicios
nu e cazul de așa ceva. Și dacă vă gândiți ce Doamne iartă mă iese dacă combin mango cu prună și cu lavandă, lemn de santal și așa mai departe ce conține acest parfum, să știți că este ceva bun. Foarte, 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 foarte bun. Foarte bun. Ha. Întâi și întâi de toate, dacă sunteți domn și nu prea vă încântă nota de mango, vă gândiți că poate este ceva ce normal ar purta sexul feminin, nu vă mai gândiți la treaba asta, pentru că această variantă de layering este total, total unisex. Este senzualitatea întruchipată. Da. Pentru că mango din acest ulei de la Oud Arabii London este atât de puternic și atât de proeminent, cel puțin din nou, pe mine. Pe mine, pe pielea mea, reacția asta o are absolut orice ulei din gama Oud Arabii. Uleiurile din gama Oud Arabii London sunt genul acela de uleiuri high-end. Da? Chiar sunt uleiuri high-end. Voi știți că eu sunt fanatică cu uleiurile. Și acestea clar sunt altceva. Dar mango de aici este atât de puternic și atât de in your face, încât pur și simplu astupă pruna din acest Vintage Radio. Dacă sunteți genul care ați testat Vintage Radio sau aveți, din nou vă zăpăcesc, varianta mini din acest parfum, vă place pe ansamblu, însă nu prea sunteți încântați de treaba cu pruna, ei bine, puteți înlocui pruna cu mango. Deci acum mă simt ca ceva gen, bună, sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea, înlocuim pruna cu mango. Dar fix asta resimt, da? Este Vintage Radio de la cap la coadă, însă pur și simplu dispare pruna din peisaj și apare un mango, care, ce să vezi, este mult mai dulce și delicios și bogat decât pruna din varianta inițială de Vintage Radio. Da? Este ca și cum îți faci flankerul de vară. De vară, flanker de vară. Eu una ador combinația aceasta. Și dacă vă place pruna din Vintage Radio, însă vreți o doză de extra fructe delicioase, suculente, zemoase, gurmande și așa mai departe, aplicați Vintage Radio pe haine și pe piele sau strict pe haine, depinde cum vă parfumați dumneavoastră, și acest ulei pe lungimile părului. Și în felul acesta nu ucideți pruna din Vintage Radio și aveți parte și de mango delicios. Da, chiar mango delicios se numește, că de-aia mi se părea mie, zic, stai puțin că parcă am mai auzit treaba asta. Bun, o oră și două minute și deja am luat-o pe ulei și la propriu și la figurat. Și ultima, dar nu cea din urmă, combinație, total, total unisex și total, total de vreme rece, și eu șterg sticla, ca să știți ce fac eu aici cu mâna, așa, da? Este cu un parfum de la Fragrance World, o nouă adicție pentru mine și da, se pare că eu l-am descoperit acum când ne apropiem de primăvară, însă tot îl folosesc. Ace of Spades, da, fără nici cea mai mică altă introducere. Da, da. Acest deget de parfum a mers și pe mine și pe soțul meu, că v-am mai spus, da? El săracul, că vrea, că nu vrea, stă la teste. Bun, Ace of Spades de la Fragrance World sau pentru mine, din nou, în opinia mea, îmi cer scuze, și pentru felul în care resimt eu parfumurile, este cea mai bună interpretare pentru By the Fireplace de la Maison Margiela. Cea mai bună interpretare. În opinia mea, este cu mult, mult, mult peste Campfire de la Emir. Nu vă aruncați între ghilimele să luați sticla full size, luați măcar o mostră.
Și da, din nou, roș 25 pentru 5% discount. Luați o mostră, da? Ace of Spades este acea aromă de gura sobei, de lângă șemineu, de lângă cum vreți voi, dar este mult mai dulce, se resimt mult mai clar și mult mai bine acele bezele afumate, da? Foarte, foarte fain. Iar cele două arome combinate, din nou, cele două parfumuri combinate, pardon, dau, Doamne, Doamne, dacă Vintage Radio totuși vi se pare, datorită prunei zemoase, suculente, delicioase, un parfum potrivit mai pentru vreme rece, legându-mă de izul acela slab afumat din Vintage Radio, am zis, zic, băi, hai să combin cu Asu, pentru că eu lui Nenicu îi spun Asu, da? Zic, hai să combin Vintage Radio cu Asul. Și ai același Vintage Radio, însă pruna aceea a rămas ea undeva în fundal, da? S-a produs o inversare de locuri. Pruna a rămas undeva în fundal, iar izul acela fin afumat a ieșit în evidență. Dar este foarte faină și este total, total unisex. Total unisex. Este ca și cum ați avea un flanker de By the Fireplace de la Margiela, căruia îi adăugați ceva aromatic, fin aromatic, da? Cred că salvia din Vintage Radio, cred că lemnul acela de santal, da? E pur și simplu ca și cum, fix asta e povestea, da? Fix asta e istoria, fix asta e filmul pe care eu îl văd. Este ca și cum ai un flanker de By the Fireplace cu ceva aromatic foarte, 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 foarte fin fructat, da? Știu că nu sună prea convingător, însă dacă le aveți, combinați-le, testați-le și discutăm după. Și da, eu mă miros în continuare la varianta cu mango delicios de la Oud d'Arabie. Bun, o oră și 7 minute, hai că face Ana videoclip scurt. Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas alături de mine până la final. Dacă aveți Vintage Radio și aveți și vreunul din parfumurile cu care l-am combinat eu, lăsați-mi și mie impresiile voastre în secțiunea comentarii. Din nou, dacă aveți Vintage Radio și aveți alte variante de layering, lăsați-mi și mie idei în secțiunea comentarii să testez și eu, să văd ce și cum, cu care mă pup și cu care nu. Și dacă vă place ceea ce ați văzut până acum, nu uitați de un micuț like și nu în ultimul rând. Dacă nu v-ați abonat până acum, vă rog să o faceți, total, total gratuit. Iar eu, când ajungem la 1010 urmăritori, da? Primul giveaway. Vă mulțumesc din suflet! Hai să ne auzim în secțiunea comentarii și până data viitoare, când voi face un videoclip mult mai scurt, promit. Vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc zile minunate și neapărat, dar neapărat parfumate. V-am pupat! Zvonena Sharafana.